fost o surpriză, pentru că îmi doream foarte, de foarte mult timp să pot să deschid în sediu ALDE și, bineînțeles, și cabinetul meu parlamentar aici la Mizil. Mizilul este unul dintre orașele cele mai mari ale județului Prahova. Este un județ, este un oraș în care organizația ALDE a obținut un rezultat foarte bun atât la alegerile locale cât și la alegerile parlamentare și îmi doresc pentru ALDE ca în 2020 la Mizil să avem primar. Și de aceea am considerat că trebuie să fac neapărat pentru zona aceasta cabinet parlamentar la Mizil, pentru ca să fiu mai aproape de problemele cetățenilor, numai din orașul Mizil, dar și a cetățenilor din fostul, între ghilimele, colegiul numărul 8, pentru că trebuie să dezvoltăm organizațiile și pentru că consider că Mizilul trebuie să se dezvolte foarte bine. Și pentru că este loc de foarte, foarte multe lucruri care trebuie să fie făcute în Mizil și eu consider că atât ca deputat, cât și acum ca în funcția pe care o am de ministru al mediului, pot să ajut cu experiența mea pe cei care conduc acum Mizilul, astfel încât proiectele pe care ei și le vor pune pe tapet pentru anul în buget pentru 2018, 2019 și 2020, un buget multianual, să poată să prindă probleme ca să se dezvolte infrastructura Mizilului și nu numai, pentru că sunt foarte mulți bani europeni pe care Mizilul ar putea să îi acceseze și consider că parteneriatele, mai ales că acum tocmai guvernul a votat, a aprobat parteneriatul public-privat, ei pot să dezvolte în cazul acesta zona. Mizilul a fost unul dintre orașele cele mai industrializate ale județului Prahova și consider că trebuie să fie o repoziționare a lui pe harta județului. În același timp, mi-am dorit să deschid cabinetul parlamentar acum în apropierea sărbătorilor de iarnă, pentru că sărbătorile de iarnă sunt așa, cred că pentru fiecare, cele mai frumoase sărbători creștinești, în sensul că vine Moș Crăciun, că ne bucurăm de pomul de Crăciun, ne bucurăm de cadourile pe care le primim. Cred că mulți dintre noi își doresc, așa cât se poate, pe funcție de bugetul pe care are, să dăruiască un cadou și cred că cel mai frumos cadou pe care am putut să-l dăruim mizilenilor este acest sediu de partid, în care să putem să ne ținem nu numai ședințele, ci pot eu ca deputat să țin audiențe și cred că mai este ceva. Se pot face activități pentru tineret, tineret pe care noi trebuie să-l creștem, pe care trebuie să-l ajutăm și pe care trebuie să-l promovăm. Și îmi doresc foarte mult ca în 2020, pe listele din orașul Mizil ale Consiliului Local să avem tineri cu experiență profesională și tineri care să-și dorească să facă politică. Eu spun tuturor la mulți ani, sărbătorile de Crăciun cu liniște, cu pace, cu multe cadouri și să petreacă Revelionul cât mai mulți dintre mizileni aici în față la primăria din Mizil.